Ilie și Platon erau frați gemeni, și, dacă mama lor ar fi fost vie, cu siguranță i-ar fi confundat. Erau atât de asemănători între ei, dar mama lor a murit chiar la naștere: nu i-a văzut pe băieții ei, nu i-a putut ține în brațe și nu i-a putut pune la sân. Totul a început încă din timpul sarcinii, iar ea s-a simțit destul de rău tot al treilea trimestru. Nu a avut un fel de toxicoză. Dar starea generală de sănătate a fost groaznică. Spunea că a trecut un tractor peste ea. Nu voia să meargă la doctor, iar când soțul ei a dus-o aproape cu forța la o consultație, a refuzat categoric să facă o ecografie. Din anumite motive, ea credea sau cineva i-a sugerat că este absolut dăunător pentru copil. Femeia i-a permis medicului doar să-i atingă burta și să-l asculte prin stetoscop. Medicul a presupus prezența unor gemeni, dar nu cu siguranță, nu putea spune nimic mai mult fără metode moderne de cercetare. Dar ea știa asta, și fără niciun doctor. Avea un stomac atât de mare încât abia putea să se ridice fără ajutor. A refuzat să respecte prescripțiile medicului, nu a luat nicio pastilă. Credea că totul ar trebui să fie natural, natural și fără intervenție externă. Ea era așa în toate, în viața de zi cu zi nu folosea nicio sintetică, niciun colorant, niciun material artificial. Totul trebuia să fie natural și numai natural. În caz de indispoziție, în loc de pastile, a băut niște decocturi de plante. Când tatăl băieților a adus acasă căruciorul pe care cu greu îl găsise în magazine. Era o perioadă de deficit total, de altfel, era o cărucior neobișnuit special pentru gemeni. Ea a scos toată tapțeria din piele ecologică și a acoperit singură căruciorul cu rogojină. Copiii mei vor merge doar într-o cărucior naturală, le-a spus ea atunci soțului și soacrei sale. Toți și-au apucat capul de la ciudatele ei și de la ceea ce făcea. Dar soțul o iubea și ei ceda orice capriciu și îndeplinea orice dorință. Dacă ea spunea că astăzi mănâncă totul fără carne, el refuza cu supunere chiar și sandvișurile cu cârnați în cantina fabricii. Dacă spunea că vor desprinde tapetul și tencuiala în camera copiilor viitoare și vor acoperi pereții cu lemn natural, el făcea și asta cu supunere. În plus, a cheltuit totul în timpul întregului său concediu, așa era el. El o iubea pur și simplu și făcea tot ce voia ea. Chiar și cei din afară observau că el trăia pentru ea. Iar ea pur și simplu îi permitea să fie alături de ea, plutind în propriile ei vise. Când medicii i-au spus că are doi băieți frumoși și sănătoși, el a sărit de bucurie aproape până la tavan. Într-un acces de furie necontrolată, el nu a auzit ce a mai spus medicul. Mama lui a auzit, ea stătea îngrozită, acoperindu-și gura cu mâinile pentru a nu striga la ce a auzit. Stătea și se uita cum se bucură fiul ei. Neavând curajul să întrerupă bucuria cu vestea teribilă a morții soției sale. Mama înțelegea că acestea erau, probabil, ultimele minute de bucurie pe care fiul ei le trăia pe pământ. Și dorea ca el să trăiască cât mai mult acest sentiment, înainte de a se cufunda în abisul durerii și disperarii. El se bucura și dansa pe coridorul spitalului, apucând de umeri pe bolnavi și asistentele care treceau pe lângă el le arăta în față, le spunea că are doi fi. Imaginați-vă, doi deodată. Mama, mama, nu a întrebat doctorul când o voi putea vedea? A întrebat el. În cele din urmă, întorcându-se la mamă, fiule, doar așeste, a spus ea. Ce, ce s-a întâmplat, nu a înțeles el. Nu o vei mai putea vedea niciodată. Doctorul a spus că au făcut tot posibilul, dar ea nu mai este, a spus mama. În acel moment, era cea mai nefericită mamă de pe pământ. I s-a întâmplat să vadă cum, în sens literal, lumina a dispărut din ochii fiului ei. După pierderea ei, el nu a trăit mult, nici măcar nu a văzut primii pași ai fiilor săi. Mai întâi a băut fără încetare mult timp, apoi pur și simplu a ieșit pe fereastră în loc să iasă pe ușă din întâmplare sau intenționat. Acum nu se mai poate înțelege. Băieții au fost crescuți de bunică. Ea a găsit în ea puterea de a trăi mai departe după pierderea fiului ei. Avea doi nepoți, care nu aveau pe nimeni altcineva în afară de ea. A fost ea care le-a dat numele Ilie în cinstea profetului Ilie și Platon în cinstea celebrului filozof. Tatăl băieților nu i-a păsat cum îi va numi. Acolo, în coridorul spitalului, el și-a pierdut orice interes pentru viață. Bunica nu a reușit să afle cine dintre băieți este mai mare. Ea a decis să-l determine după caracter. Și, probabil, că caracterul era singurul lucru care îi diferenția, parcă o singură personalitate ar fi fost împărțită în două, dar într-un mod inegal. Ilie era rezonabil, calm, chiar și înțelept. Așa că bunica s-a numit cel mai mare. Platon, din potrivă, a absorbit în sine toată impulsivitatea, viclenia și neînfrânarea. El avea nevoie clar de un mentor. Platon a devenit, în opinia bunicii, mai mic, așa că au mers pe drumul vieții. Ilie și Platon. Platon tot timpul inventa niște prostii. Ilie, cum putea, îl oprea. Copilăria băieților a fost grea, puțini ar vrea să-și amintească de o astfel de copilărie. Bunica, la bătrânețe, a fost nevoită să meargă la muncă. Pensia ei nu ar fi fost suficientă nici măcar pentru un singur nepot, iar aici erau doi. Dar, în plus, fără muncă, nimeni nu i-ar fi dat o crotire a nepoților. i fi trimis pur și simplu la orfelinat sau la un internat. Ilie a fost din copilărie dornic să-și ajute bunica. Deja la 13 ani, el însuși a convins-o să se angajeze la o a treia slujbă, dar doar să se angajeze ca distribuitor de ziare la poștă. Băiatul se pregătea singur, uneori până târziu în noapte. După școală, el a livrat ziare și reviste pentru ca locuitorii cartierului să le poată primi dimineața de vreme. În același timp, Ilie învăța foarte bine, nu un elev de excepție. Desigur, dar un elev bun. Bunica nu se putea bucura de nepot. Platon era cu totul altfel. Nu voia să primească niște bucăți, avea nevoie de totul și imediat. El râdea aproape pe față de bunica și de frate. Cum se străduiesc să câștige măcar niște bucăți, măcar puțin să îmbunătățească bugetul familiei. Platon prefera să nu facă nimic, pentru a nu face nimic. El spunea că are o poziție de așteptare și crede că mai devreme sau mai târziu asupra lui va cădea o bogăție atât de mare încât nici nu ne-am visat-o, toți ei vor invidia. La vârsta de 18 ani, Platon avea deja mai multe apeluri la poliție, asupra lui fusese deschise mai multe dosare penale. Și bunica deja de mai multe ori a plătit amenzi pentru el. El fura, participa la lupte și chiar era membru al unei bande de bandiți iată cât de diferiți erau ei cu Ilie. Bunica spunea adesea după o nouă ieșire a lui Platon că uneori îi se pare că ar fi mai bine să nu fi fost el în locul mamei lor și cu atât mai mult în locul tatălui lor. Ilie încerca să-i liniștească pe bunica și o convingea că e rău să gândește așa, probabil că este nevoie de ceva pentru ceva. Deoarece s-a născut pe această lume. În ziua în care Ilie a primit citație la biroul militar, Platon a primit citație la tribunal. A fost prima dată când soarta a despărțit doi frați în direcții diferite. Ilie a plecat la armată, iar Platon a ajuns la închisoare. De data aceasta era deja major și a trebuit să răspundă în conformitate cu toată severitatea legii. Acolo a fost un nou atac de jaf. El voia din nou să obțină mulți bani imediat, aici și acum a continuat să creadă că te poți îmbogăți doar deodată. A găsi un tezaur sau a fura mulți bani de la bogați, care nu le erau necesari, în opinia lui. A câștiga bani în țara noastră este practic imposibil. Aceasta este o utopie și să lucreze cămilele. Iar el, un fel de ostap bender al modernității, nu ar trebui să obțină bani prin puterea gândirii. Ilie nu i-a scris fratelui său din armată i-a fost rușine să primească scrisori cu adresa de pe colonie de la colegii săi. Uneori scria câteva cuvinte pe o foaie separată și o introducea în scrisoarea pentru bunica lui. I-a cerut să-i trimite această scrisoare lui Platon și să nu-i comunice niciodată adresa unității în care servea. Ulterior, unitatea în care servea Ilie a fost trimisă într-o misiune, iar acolo a avut loc un accident. El a fost rănit de o bombă improvizată și a rămas în spital pentru o lungă perioadă de timp. I-a cerut bunicii să nu-i spună nimic și el însuși nu a spus nimic. După zece operații complicate, Ilie a fost trimis acasă. El a devenit inapt pentru serviciul militar, deși plănuia să continue să servească pe bază de contract. De asemenea, doctorul i-a spus că nu va avea niciodată copii, dar în rest era perfect sănătos. Chiar și invaliditatea nu i s-a acordat. Avea mâinile și picioarele la locul lor. Și slavă Domnului, Ilie s-a întors acasă. Toate ce avea nevoie era să-și îmbrățișeze bunica, dar a trebuit să îmbrățișeze un monument de pe cimitir. Ea murise cu o lună înainte de întoarcerea lui. Nimeni nu putea înțelege de ce. Probabil pentru că ultimii ani ai vieții ei, în loc de o bătrânețe liniștită, au fost plini de griji din cauza lui Platon, pentru că a fost nevoită să lucreze în loc de a se odihni, iar acum, Ilie, a încetat să mai dea vești. Se pare că toate acestea au dus la astfel de consecințe triste. Au găsit-o în curte, pe o bancă, lângă intrare. Era așezată cu mâinile încrucișate pe piept, cu privirea îndreptată spre cer. Vecinii treceau pe lângă ea erau obișnuiți să vadă că ea stătea adesea pe acea bancă și doar seara, când s-a făcut întuneric. Cineva a observat că bătrâna încă stă pe bancă și nu pleacă acasă. Pe bunica lui au omagiat-o și vecinii. Ilie a stat mult timp la mormântul ei. Încerca să înțeleagă cum a fost posibil așa ceva, pentru ce și de ce. Vorbea cu ea în gând și cerea iertare. Ar fi trebuit să-i comunice cumva că este în viață dar din cauza tinereții și a prostiei sale, nici măcar nu i-a trecut prin minte că bunica lui ar putea fi îngrijorată pentru el. Era concentrat pe propria sa durere, dar altceva îl aștepta. Ilie a stat pe mormântul bunicii până când a realizat că nu mai putea face nimic în privința asta și că pur și simplu trebuia să continue să trăiască. Când și-a revenit în fire, Ilie l-a vizitat pe fratele său în colonie, crezând că Platon va fi fericit să-l vadă, dar acesta l-a atacat cu acuzații că din cauza lui Ilie a murit bunica. El este de vină pentru tot și, în special, pentru faptul că el stă deja de trei luni fără pachete. Se pare că bunica trimitea lunar pachete către el, și nu puține, câte 20 de kilograme fiecare, țigări, ceai, conserve, iar ea își rupea de la ea, dar îl asigura pe acest parazit. Dar nici măcar celui mai iubit al ei, Iliei, nu-i trimitea pachete în armată, doar scrisori. Sufletul străin este un mister, așa că era familie lor. Bunica toată viața a suferit din cauza lui Platon și până în ultimele zile l-a susținut doar pe el. Ilie a fost extrem de surprins de faptul că fratele său a acceptat fără scrupule pachetele de la bunică și chiar îi cerea ceva în scrisori. Ilie i-a dat de înțeles fratelui său că acum este pe cont propriu și că de la el nu va aștepta nimic. i mai rămas încă patru ani de închisoare. Când Platon a fost eliberat, Ilie deja stătea ferm pe picioare. A decis să-și dedice viața afacerii. Ideea era să câștige bani și să-i trimite în casele de bătrâni în memoria bunicii. A renunțat la visele de familie. Nu voia să crească copii străini, iar să condamne vreo femeie la faptul că nu putea deveni mamă, Ilie nu voia, așa că a pus imediat cruce pe viața personală, spre deosebire de fratele său, care după eliberare, ca un motan în caldă, se plimba prin cartier. Platon schimba o fată după alta, de parcă râdea de fratele său și de boala lui. Ilie și-a cumpărat de mult o altă garsonieră. Acolo unde locuia înainte, prea multe lucruri îi aminteau de bunică, de viața pe care o avea înainte. Poate săracă, dar fericită, plină de vise și speranțe. În legătură cu accidentul său, Ilie a fost nevoit să renunțe la visul său de familie și copii. A început să trăiască în sensul literal al cuvântului de la zero, iar asta însemna că trebuia să facă acest lucru într-un loc nou, de la zero. Platon însă continua să locuiască confortabil în apartamentul bunicii acum nu mai trebuia să comită fără de legii. Avea acum un frate bogat, ale cărui bani puteau fi risipiti fără pediapsă. Odată chiar a glumit pe această temă, spunând că el tot spunea că într-o zi pe el îl va lovi averea. El nu spunea ale cui bogății ale fratelui său îl mulțumeau, nu erau ei gemeni? Ilie stătea, acum el ceda capriciilor fratelui său și nu putea face nimic în privința asta. Într-o zi, între frații a izbucnit un scandal pe tema banilor. Platon a decis să-și cumpere un porsche, dar chiar și eu merg cu o mașină mult mai simplă, i-a replicat Ilie. Dar Platon a râs doar, spunând că nu e vina lui că fratele lui nu are gust, iar apoi a dat de înțeles că, dacă Ilie nu vrea să-l vadă din nou pe cel mai apropiat rudă în spatele gratiilor, trebuie să-și închidă gura și să înghită ofensa. Nimeni nu știe cum s-ar fi terminat cearta, dacă frații nu ar fi găsit o soluție. Ilie a decis să-l trimită pe fratele său vitreg într-o excursie în străinătate, să-l scape din ochi. Și chiar dacă asta a dus doar la creșterea cheltuielilor lui Ilie pentru fratele său, dar în schimb i-a întărit nervii. Platon înțelegea perfect că în străinătate trebuie să te comporți decent. Dacă te bagă în închisoarea de acolo, atunci vei fi singur și în deplină izolare, așa că trebuia să se țină în frâu, iar asta era tocmai planul lui Ilie. În plus, lui Platon îi plăcea viața de peste graniță. Acolo erau o mulțime de fete frumoase care erau atrase de un rus bogat. Nimeni nu-l forța să spună că bogăția îi aparține fratelui său, iar în plus, acolo era un cazinou, care până atunci era deja interzis în Rusia. Acum, Platon rar mai era acasă și rar mai deranja pe fratele său, trimițându-i doar facturi de plată sau poate a avut noroc că Platon a fost norocos în jocuri și nu a pierdut sume mari. Sau poate el pur și simplu nu era atât de prost cum credeau toți despre el. Timpurile au trecut, iar frații comunicau doar prin furnizarea și plata facturilor. Așa au trecut neobservate 15 ani, Ilie devenea din ce în ce mai bogat. Platon își cheltuia banii lui, o adevărată idilă familială. Ilie se gândea din ce în ce mai mult la viitor. El ajuta deja multe case de bătrâni și un număr incalculabil de bătrâni. Dar ce mai departe? Ilie înțelegea că nu este de cauciuc, și deși acum era prea devreme să se gândească la asta, dar ce va fi cu afacerea sa când el nu va mai fi? Speranța pentru fratele său nu exista deloc, cu stilul său de viață, Platon nu va mai fi mult mai devreme iar să transmită afacerea nu avea cui. Ei, bineînțeles, nu erau de neam nobil. Dar asta nu împiedică să se gândească la moștenitori. Iar la un moștenitor de mira timpul să se înceapă să se gândească deja. Din păcate, în mediul său, Ilie nu vedea astfel de persoane. Toți erau doar dornici să pună mâna pe averea sa și să oprească activitatea sa de caritate. Nimeni nu voia să ajute pe nimeni, toată lumea se gândea doar la îmbogățirea sa. Așa este businessul bancar. Ilie a devenit un bancher destul de mare și acesta, probabil, este cel mai crud business dintre toate, care face oamenii cruzi. Ilie nu se gândea la ce cred ceilalți oameni despre el și dacă este pentru ei înruchiparea cruzimii. El trebuia să fie așa sau cel puțin să pară așa, pentru a rămâne la suprafață, pentru a rămâne în frunte și toate acestea în același timp. Ilie petrecea din ce în ce mai mult timp singur acasă. El a încetat să mai adune mari companii de prieteni, nu numai în weekenduri, dar și de sărbători și chiar de anul nou. Într-o zi, imediat după ziua lor de naștere, Ilie a primit o veste teribilă. Platon a murit undeva într-o stațiune de schi din România. A fost o moarte atât de stupidă și nesăbuită, i s-a cerut să nu meargă pe acel pârtie, deoarece era pericol de avalanșă. Dar pe Platon nu-l putea lua la ușoară, se supăra imediat și făcea acte necugetate. Se spunea că atunci îi dorea foarte mult să se arate nu numai în fața prietenilor, ci și, ca de obicei, în fața unei fete. Cineva dintre prietenii care îl cunoșteau pe Platon a spus că avea deja un inel cumpărat. Se spunea că voia să-i facă propunerea acelei fete, dar avalanșa l-a acoperit, nu a mai apucat să coboare. Totul a fost pentru cadre frumoase. Pe videoclip, trebuia să coboare de pe munte pe snowboard, iar după el trebuia să-l urmărească o avalanșă de zăpadă, ca în filme. Filmările au fost făcute de prietenii săi cu un elicopter. În general, compania se distra pe cheltuiala lui Ilie pe cinste. Tot ce a mai rămas de la frate este chiar acea înregistrare video pe care se vede cum zăpada, ca un animal sălbatic uriaș, îl ajunge din urmă pe victima sa și o acoperă cu gura ei uriașă de zăpadă. Nimeni nu i-a spus cât de periculos poate fi. Toată lumea avea nevoie doar de divertisment, de efecte frumoase, de spectacol și, desigur, de bani, banii pe care Platon și cumpăra prieteni, fete și popularitate, banii pe care îi cheltuia viața și care i-au luat-o iar împreună cu fratele au luat lui Ilie orice speranță pentru viitor. Înainte, el avea o speranță secretă, slabă, ca fratele său să se maturizeze în cele din urmă și să se liniștească, sau cel puțin să se căsătorească. Pe lume va apărea un copil, pentru care Ilie ar face orice. El ar plăti pentru nepotul său totul, atât educația, cât și traiul și orice altceva doar să aibă măcar un moștenitor. Ilie a studiat această problemă și știa că, la gemeni identici, cum erau ei, genetica este atât de apropiată, încât nici măcar un test ADN nu ar putea să o arate. Gradul lor de rudenie ar fi exact același, 99 și 90% de coincidențe. Ca și cum ar fi fost tatăl lor unde odată în America a fost un caz în care o pereche de gemene identice s-a căsătorit cu o pereche de gemeni identici bărbați. Fiecare pereche de gemeni a avut un copil. Cum au ajuns la o expertiză genetică? De ce au făcut-o? Nu mă amintesc, dar mă amintesc foarte bine că instanța a permis acestor copii să se considere frați născuți din aceeași mamă, nu veri, pentru că avea un ADN atât de apropiat. Ilie îl cunoștea pe fratele său, deși a trăit cea mai mare parte a vieții separate de el. Era sigur că, dacă acesta își va face o familie, mai devreme sau mai târziu, dar mai probabil mai devreme, Platon se va sătura de relațiile de familie. Va fi atras de aventuri și atunci el va apărea în rolul unui unchi bun și va prelua rolul de tată și educator al copiilor fratelui său. Visuri vise și nici măcar acestea nu erau destinate să se împlinească. Blestemata soartă i-a luat totul, părinții, bunica, posibilitatea de a avea copii. Și acum chiar și fratele, chiar și un frate atât de stricat și nesemnificativ, dar totuși frate, care i-ar putea oferi familiei sale urmași. La urma urmei, bătrânii sunt bătrâni și pentru dragul bunicii sale nemuritoare. Elia a făcut deja multe pentru un număr incalculabil de bătrâni, i-a ajutat fără să ceară nimic în schimb. Acum, când maximalismul tineresc a trecut și, ca un adult, Elia a vrut în sfârșit să facă ceva pentru sine, soarta i-a luat ultima șansă. Va rămâne singur. Desigur, ar fi putut să adopte pe cineva, chiar și întregul orfelinat, avea destui bani pentru asta, dar dorea proprii să-i urmași și, se pare, avea dreptul la asta. Zilele treceau una după alta în plină căderea a forțelor atât fizice, cât și spirituale. Nimic nu-l mai bucura pe Ilie și nimic nu putea alunga tristețea lui. Așa a continuat destul de mult timp, mai mult de șase luni. Depresia lânghiția tot mai mult și gânduri grele și sumbre îi vizitau capul care fusese odată luminos. El stătea ca de obicei acasă în fotoliu în fața șemineului, cu picioarele întinse până la gratarul acestuia și acoperit cu o pătură. În acea zi, un uragan teribil se dezlănțuia afară, aproape o furtună a secolului. Dincolo de fereastră, ploaia cădea ca o pânză, copacii se îndoiau sub rafalele de vânt puternic și aruncau acești ramuri. A ieși în mod voluntar afară era similar cu sinuciderea. Tocmai era acea vreme despre care se spune că nici măcar un stăpân slab nu ar scoate câinele afară, și tocmai în acel moment, cineva a bătut la ușa principală a casei lui Ilie, care dădea spre stradă. La început, el a crezut că este vântul care a aruncat o nouă porție de ghinde, dar apoi a realizat clar că cineva bate la ușă. Oameni ciudați, a decis Ilie. Iată că există un sonerie, nu este oare atât de greu să apeși butonul? Ce ne mai aduce aici? Iarăși trebuie să semnez ceva, dar oare nu se poate aștepta până mâine și să programeze o întâlnire prin telefon, în loc să se ducă fără avertisment? În ciuda întregii sale bogății, Elie nu ținea acasă servitoare. Nu era obișnuit cu o astfel de lux, avea o singură femeie în vârstă care îi gătea și îi făcea curățenii în casă, dar femeia era venită, nu era nevoie să o oblige să locuiască cu el. Se hrănea în principal în restaurante, cafeaua i-o prepara aparatul de cafea. Iar a pregătit ceva pentru o gustare, dacă îi venea brusc poftă să mănânce acasă, nu era mare lucru. La curățenie și ordine, Ilie fusese învățat de bunica lui din copilărie, așa că în casă se curăța după principiul, curat nu acolo unde se curăță, ci acolo unde nu se murdărește. Era nevoie doar să se curețe dormitorul și odată pe săptămână să se facă o curățenie umedă a casei. Și nici măcar dacă economa, așa cum o numea Ilie, ar fi locuit în casa lui, și așa nu i-ar fi permis conștiința să o gonească pe bătrâna femeie. Mulți s-ar fi întrebat de ce unui om singur îi trebuie o casă atât de mare. Dar totul era vorba de faptul că Ilie nu se gândea să fie singur până la sfârșit. El credea că fratele său se va pune pe treabă, se va muta la el și va face o familie. El l-ar fi angajat în banca lui, l-ar fi făcut chiar și partener. Numai că viața s-a aranjat altfel și i-a luat lui Ilie toate visele. Auzind din nou zgomot străin în spatele ușii, Ilie s-a convins definitiv că pe verandă casei sale se întâmplă ceva. El a aruncat cu greu patura sub care continua să se ascundă confortabil de vremea rea și s-a târât să deschidă. O scenă ciudată i s-a arătat în fața ochilor. Pe prag stătea o fată care se mâna vag cu o țigancă. Cel puțin, judecând după haine, ea era una dintre ele, înfășurată în niște fuste, zdrențe și baticuri. Era udată până la piele, pentru că în spatele ușii se dezlănțuia un adevărat apocalips. Fata nu a avut timp să spună sau să ceară nimic. Doar stătea și se uita la Ilie cu ochi mari, ca și cum ar fi văzut un fantomă. Fata era speriată și părea că în orice moment va fuci. Ilie aruncă o privire pe stradă, și a înțeles că această fată venise aici pe jos. Iar cartierul lor de elită se afla practic la marginea orașului. Și dacă nu ar fi vremea rea, fata probabil nici nu ar fi fost lăsată să intre aici. Cel mai probabil, gardianul de la poartă nici nu a observat cum a scurs sub barieră. Fata era de statură mică. Fără să stea pe gânduri, Ilie a prins-o pur și simplu de mână și a tras-o în casă, închizând ușa după el. Fata stătea încruntată. Tremura și se auzeau cum picăturile de apă curgeau în șiroaie de pe hainele ei pe podea. Nu te teme, nu te voi atinge, a spus Ilie. Nu te tem, a spus fata. Vorbinda ei avea un accent ciudat, ca și cum nu știa să vorbească prea bine sau ca și cum auzia prost. Ilie și-a amintit cum în curtea lor, unde locuiau cu bunica, era un băiat. Era surt, din copilărie mergea la o școală specială. Acolo l-au învățat să citească pe buze și chiar să vorbească puțin. Avea un accent asemănător. Deși, se pare că fata aude bine. Ilie nu se uita în direcția ei când vorbea, iar ea nu putea vedea fața lui pentru a citi fraza pe buze. L-a trimis pe fată în camera de oaspeți, unde erau toaletă și baie separate, prosop și halate, lenjerie proaspătă. Totul era mereu pregătit. Ilie îi plăcea să fie totul în ordine. I-a promis că o va lăsa în pace pentru ca să se pună în ordine. Să se spele, să se usuce, să se schimbe în halat și apoi să o invite să iasă în bucătărie. Să mănânce ceva. Ilie s-a așezat din nou în fotoliu în fața șemineului. Aceasta era cea mai ciudată oaspete din ultima vreme în casa lui. Mai degrabă, chiar să spună, era singura oaspete. Nimeni, în afară de economă, după moartea fratelui său, nu venise în casa lui. Cine este ea, de unde? Gândurile lui Ilie curgeau singure. Probabil vreo cerșetoare sau cerșetoare. Ilie își imagina cum toți acești cerșetori din zonă visează doar să ajungă la ei în cartier și măcar să se plimbe pe străzi sau să caute prin containele lor de gunoi. Mulți dintre ei cred că oamenii care locuiesc aici se hrănesc exclusiv cu delicatese. Iar în gunoi aruncă mâncare în ambalaje sau electrocasnice noi mai ales îmbrăcăminte cu etichete. Și, desigur, în gunoi. Într-o zi sau noapte, garda vedea ca cerșetorii, precum și tot felul de comercianți cu oferte avantajoase de a cumpăra ceainic pentru 5.000 de lei, să nu pătrundă pe teritoriul cartierului de elită. Dar a fost suficient o vreme rea ca această mică spioană să pătrundă pe teritoriu. Mă întreb câte case a străbătut în zadar, bătând la ușă, Până a ajuns la casa lui Ilie. Pentru că acestor oameni nu le vine să creadă că cei care locuiesc aici au uneori frigidere goale și containele de cu gunoi stau goale luni de zile. Oamenii de nivelul lui Ilie preferă să nu mănânce deloc acasă. Viața lor nu are nicio legătură cu producerea unei cantități mari de deșeuri. Își donează hainele necesare servitoarei. Mulți dintre ei au un întreg personal care le asigură confortul. Există chiar și cei care au angajat o persoană specială care să schimbe programul la televizor, astfel încât stăpâna să nu-și strice unghiile apăsând pe butoanele telecomenzii. Ilia a ajuns de mult la concluzia că există oameni ciudați atât printre bogați cât și printre săraci. Și, în general, în orice clasă socială. Un om îl face ciudat, nu averea lui. Și acum, o astfel de personalitate ciudată era într-una dintre camerele sale de oaspeți. Imaginea fetei nu ieșea din cap lui Ilie. Și deși ea s-a prezentat înaintea lui nu în cea mai bună formă a ei, el a observat imediat frumusețea ei neobișnuită. De fapt, bărbaților nu le sunt deloc necesare toate aceste eforturi feminine pentru a înțelege dacă o fată este frumoasă sau nu. Nici o cremă de buze, machiaj coafură sau rochii elegante și, cu atât mai mult, părți ale corpului umplute cu silicon nu vor face o fată frumoasă în ochii unui bărbat. Toate acestea sunt doar o campanie publicitară corectă care îi convinge pe fete că pur și simplu trebuie să aibă toate aceste accesorii. Un bărbat va observa o adevărată frumusețe feminină imediat, la un nivel instinctiv. Chiar dacă este îmbrăcată în strențe și este toată murdară de gudron, murdărie și îngropată în pene. Ilie, de îndată ce a deschis ușa, a observat că pe prag stă o adevărată frumusețe. Da, țigancă, dar frumusețe. De unde a venit această pasăre în regiunea lui? S-ar putea să fie un semn, a trecut prin mintea lui Ilie. Sau poate că soarta îi dă un indiciu. Poate că este timpul să-și termine celibatul? Dar ce dacă nu poate avea copii? Bărbat tot poate fi, după cum se spune, pentru asta avea totul la locul lui. În ciuda traumei suferite în armată, Ilie s-a dus la bar și și-a turnat un pahar cu whisky. Întors în fotoliul confortabil și din nou întinzându-și picioarele spre șemineu, Ilie s-a cufundat în gânduri plăcute. Despre cât de bine ar fi dacă ar avea totuși o familie. Ilie se gândea adesea la asta, dar dintr-un motiv oarecare, tocmai astăzi și-a permis să se gândească la asta într-un mod plăcut. Păcat că fratele său nu a cunoscut niciodată ce înseamnă o familie adevărată. A petrecut toată viața în distracții și petreceri, niciodată nu s-a gândit la viitor. S-a străduit să fie liber, a mers mereu la limită și a murit așa cum a vrut, liber tocmai la doi sau trei zile după ziua lor de naștere comună. Nu de ceaba se spune că 40 de ani e mai bine să nu-i sărbătorești. Erau exact 40 de ani. Ilie stătea singura acasă, ca și acum în fața șemineului, iar Platon a sărbătorit, se pare, pe larg pentru ei doi. Și acum, lui va fi mereu 40 de ani. Era ciudat că nici măcar whisky-ul nu-l ajuta pe Ilie să gândească într-o direcție pozitivă. Personal, îl purta undeva în tristețe, melancolie și tristețe. Poate că pur și simplu este o persoană tristă din fire, așa l gâdi la Platon când erau adolescenții. Fratele credea sincer că Ilie pur și simplu nu știe să se distreze. Toată bucuria și bucuria îi reveneau doar lui. Cu toate acestea... Această fată stătea prea mult în camera ei, poate că a dormit. Ea este flămândă, dar pentru oamenii ca ea, foamea este aproape un lucru obișnuit. Ea nu este obișnuită, a gândit Ilie, și deodată s-a prins că de fapt nu știe deloc ce fel de fată a intrat în casa lui. El a gândit mereu despre astfel de oameni, dar ce fel de persoană este ea, la ce oameni aparține. O țigancă, și de ce ar trebui să fie neapărat o cerșetoare? Printre ei există și oameni foarte bogați, sau poate că ea este o prințesă țigănească. Pur și simplu a ajuns în necaz. Se pare că fata a dormit cu adevărat, este timpul să mă duc și eu la culcare, a gândit Ilie. Dimineața este mai înțeleaptă decât seara. Ne vom ocupa de asta, a gândit Ilie și s-a îndreptat spre camera lui el însuși nu a înțeles cum a ajuns la ușa camerei de oaspeți. L-au dus picioarele acolo? Sau whisky i-a întunecat mintea? Ilie era convins că intră în camera lui, așa că nici măcar nu a bătut la ușă. Când a deschis ușa pe larg și a făcut câțiva pași în cameră, Ilia a înțeles că a intrat greșit, dar era prea târziu. În fața ochilor lui s-a arătat un spectacol pe care nu l-aștepta cu siguranță să vadă orice altceva, dar cu siguranță nu ceea ce au văzut ochii lui. A fost atât de uimitor, încât Ilie nu a pierdut doar vorbirea, ci s-a și trezit, deși nu era cu adevărat biat. Oaspetele său stătea pe podea în mijlocul camerei, hainele ei erau pătate de sânge, precum și toate prosoapele. Iar în halatul ei erau înfășurați doi băieți gemeni. Iată ce s-a întâmplat, în timp ce Ilie o aștepta la cină, ea a născut. Ce surpriză! Nici măcar nu observase că fata era însărcinată. Sub toate fusta și zdrențele. Burtica era destul de bine ascunsă, deși ar fi trebuit să fie mare, având în vedere că avea gemeni. Ilie se gândi oarecum, trebuie să fie ca noi cu fratele meu. Dragă, ce faci pe jos? Spuse Ilie, ridicând fata. Pur și simplu m-am temut să nu vă murdăresc patul, spuse ea cu accentul ei obișnuit. Păi, ce treabă are patul meu? Nu poți trăi, nu poți naște copii pe jos, spuse Ilie. El a aranjat mama și copiii pe pat și s-a apucat să strângă hainele ude și murdare în care se transformase ținuta ei. Deodată, dintr-un buzunar, a căzut un pașaport. Era un pașaport străin. Ilie l-a deschis automat și a văzut că fata lui de Crăciun venise din România. Din România sunt ei, din chiar acea România unde fratele meu a murit acum șase luni. Ce coincidență! Așa că ea este româncă, eu credeam că e țigancă. Acum înțeleg de unde accentul. Cum vorbești așa de bine rusă? Cine te-a învățat? a întrebat Ilie. Mă mi-am învățat ei încă învățau rusa la școală, apoi a fost desfințată. La noi în țară, mulți adulți știu bine rusa, spuse fata, zâmbind. Ilie s-a apropiat să privească mai bine copii și a rămas și mai uimit. Abia acum a observat că băieții erau la fel de blondi și cu ochii albaștri ca el și Platon. La fel de luminoși, spre deosebire de mama lor sumbra. Doamne, dar ei sunt doar o copia noastră cu Platon. Exclamă Ilie. Cu toate acestea, el a decis să nu se grăbească cu concluziile. Era prea frumos totul. Soarta, această ticălosă, nu putea să-i ofere un astfel de cadou. Până în ziua de azi, ea i-a luat și i-a luat doar. Iar acum, un astfel de cadou, ce mai sunt pe lume atât de mulți oameni cu părul blond și ochii albaștri? Cel mai probabil, subconștientul i-a jucat o glumărea. Se spune că toți nou-născuții sunt asemănători între ei. Cel mai probabil, whisky-ul băut a făcut o astfel de glumă cu el și i-a prezentat conștiinței toate aceste presupuneri și viziuni, gândi Am nevoie de casa lui Platon, spuse ea. Casa lui Platon, pentru prima dată după moartea fratelui său, aici, sub acoperișul acestei case... S-a auzit în voce numele lui. Ea pronunțase numele fratelui său, cu asta totul era spus. Nu putea să-l inventeze sau să-l afle de undeva. Eu sunt fratele lui Ilie, abia a putut să articuleze stăpânul. Slavă Domnului, credeam că am văzut un fantomă, spuse fata. Da, suntem gemeni, la fel ca și copiii tăi, a spus Ilie. Copiii lui, a corectat-o Ioana pe Ilie. Acum Ilie știa sigur, nu-i se părea, în fața lui erau copiii fratelui său Platon. Ce frate era, ce curtezan! Chiar și după moartea sa, a continuat să-l surprindă pe Ilie rațional. Platon era cunoscut pentru aventurile sale cu femeile și fetele, dar până acum niciuna dintre ele nu îl căutase, cu atât mai mult cu copii. Cu atât mai mult din străinătate. Ilie a fost oarecum șocat. Desigur, era fără limită de fericit pentru un astfel de răsturnare de situație, dar ce se putea face acum cu toate acestea? Platon a murit, abia a putut să articuleze această frază crudă, ilie, și eu știu, a spus fata, fără să-și desprindă ochii de la copii. Problema era că Platon se pregătea să se căsătorească cu o altă fată. Era la nivelul lui, din cercul lui de prieteni i-au transmis lui Ilie înregistrarea tragică a căderii lui Platon pe snowboard, împreună cu înregistrarea i-au transmis inelul. Printre prieteni era o fată, i-a plângea tot timpul, suferea atât de mult de moartea lui. Acum apărea întrebarea, știa acea fată despre existența Ioannei și știa ea pe Platon că avea alte planuri. Ilie își spărgea capul, avea nevoie de răspunsuri urgente la toate aceste întrebări. Dar nu-și putea permite să pun aceste întrebări unei fete care tocmai născuse. Nu vă faceți griji. Știu că Platon nu se pregătea să se căsătorească cu mine. El nu este de vină pentru nimic, eu sunt singură responsabilă. Pur și simplu acum nu pot merge acasă, la noi se consideră o rușine. Da, aveți dreptate, sunt țigancă. Ne-am cunoscut cu Platon la un festival." Era atât de vesel, atât de atent, a spus fata. Și abia acum și-a permis să plângă. Era ca și cum ar fi putut citi gândurile lui Ilie, și răspundea singură la întrebările pe care le punea nu cu voce tare, ci în sinea lui. Dar cu atât mai bine, asta îi scăpa pe amândoi de o incomoditate inutilă. Acum nu mai trebuie să mergi nicăieri, a spus Ilie. El părea că simțea ușurare și parcă chiar aprobarea fratelui său. Mie, sincer, îmi este rușine. Nici nu vă puteți imagina ce am vrut să fac. Am vrut să vă las copiii și să plec. Dar când am văzut pe băieții mei, am înțeles că nu mă pot despărți de ei nici măcar o clipă, a spus ea. Așa se întâmplă, am auzit că așa ceva se numește febră puerperală sau psihoză prepartum. Acum totul a trecut, și eu nu te-aș fi lăsat să pleci nicăieri, a spus Ilie. Mulțumesc, ești foarte bun, puțin diferit de Ilie. Și sincer să fiu, complet diferit. Acum văd asemănarea doar în exterior, a spus ea. Dar puțin observă că toată diferența noastră de caractere. Hai să trecem la tu, a propus Ilie. Ea a fost de acord. Îi era mai ușor să vorbească în acest ton, totuși gândea în română. Fata a rămas în casa lui Ilie. Deși legătura lor cu fratele său a fost trecătoare și avea mai degrabă un caracter întâmplător, Ilie înțelegea de ce fratele său a acordat atenția acestei fete. Ea s-a refăcut rapid după naștere. Ilie a plătit bani și a cerut avocatului său să-i legalizeze totul, cum se cuvine. Copiii s-au născut pe teritoriul Rusiei și deveneau automat cetățenii ai acestei țări prin dreptul la naștere. Acest lucru simplifica obținerea cetățeniei pentru mama lor. Ea era o mamă minunată și o gospodină bună. La Ilie a început o nouă viață. Un nou capitol. Acum se simțea din ce în ce mai puțin singur și din ce în ce mai mult acel sentiment pe care îl creștea în inima lui. La început... Ilie a rezistat cu încăpățânarea acestor sentimente, ba chiar a încercat să stea cât mai puțin acasă. A ieșit din nou la muncă, prietenii și colegii de la bancă se bucurau. Au decis că, în sfârșit, prietenul lor șef a ieșit din depresie. De fapt, așa se și întâmpla. Nu degeaba se spune că cu un cui se scoate un cui. Ilie se îndrăgostise pentru prima dată în viață, se îndrăgostise și chiar îi era frică să-și recunoască asta. Până la urmă, ea era iubita fratelui său, chiar dacă nu atât de mult timp, chiar dacă doar pentru o clipă, dar ea îi aparținea fratelui său. Era mama copiilor lui. În cele din urmă, Ilie nu putea să-și dea seama de sentimentele sale. Dar, după cum se știe, inimii nu îi poți porunci și oricât de mult ar fi încercat să-și ascundă sentimentele de la ea, se pare că ea le-a observat. Au trecut aproape un an de când ea locuia la Ilie. Nu-l interesau bârfele vecinilor despre cine era ea și de ce locuia la Ilie. De fapt, nu-l interesa părerea nimănui, în afară de părerea ei. Ilie se gândise de mult să-i facă o propunere, doar că nu putea să-și strângă curajul. Băieții făcuseră primii lor pași în această viață și deja aleargă veseli prin toată casa nu era oare asta fericirea? Nu pentru asta a muncit atât de mult și a construit această casă? Și iată că în sfârșit visul său s-a împlinit. Casa pustie și rece s-a umplut de răsetele copiilor și de topotul picioarelor lor mici, răsetele copiilor fratelui său. Copiii lui, în cele din urmă. Într-o zi, el încă stătea la șemineu, înfășurat într-un plet. De data aceasta, Ilie nu era trist. Simțea o fericire și o bucurie binecuvântate. Astăzi, la prânz, i-a făcut în sfârșit propunerea lui Avone. Și i-a acceptat. I-a avertizat-o imediat pe fată că nu vor avea alți copii. I-a acceptat condițiile sale. Ea îl iubea de mult timp, chiar mai mult decât pe Platon, și a putut vedea în viitorul ei soț toată înțelepciunea și noblețea lui. Acum vor crește împreună copiii lui Platon, copiii lor. Poate că într-o zile vor spune povestea nașterii lor. Iar acum, cel mai important lucru pentru părinți va fi să-i educe pe băieți astfel încât să nu repete greșelile tatălui lor și nici ale unchiului lor. Mulțumim că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să puneți like. Asta ne motivează foarte mult. Toate cele bune!